pentru invitație și pentru abordarea acestui subiect. Din păcate, am înțeles că se așteaptă acum un acord politic. Nu înțeleg de ce este mai nevoie de un acord politic, deoarece avem o lege, legea 153/2017, care prevede creșterea salariilor profesorilor. Pentru ce mai trebuie un acord politic? Pentru a constata că în ultimii 30 de ani ne învârtim în jurul aceluiași subiect cu privire la creșterea salariilor profesorilor. Este cea mai nedreptățită categorie, aceea a profesorilor, în acest moment, un lucru care ne afectează pe noi în mod direct, prin prisma copiilor noștri, pentru că, să fim serioși, în învățământul românesc, nu știu cine va mai îndrăzni să predea cu salarii atât de mici. După 19 ani vechime să ai un salariu de 3.100 de lei este revoltător. Școlile, pe de altă parte, să știți că se închid în mod covârșitor deoarece și trec în online, unul din motive fiind imposibilitatea modului de plată a profesorilor care țin locul celor care s-au îmbolnăvit de COVID. Nu există procedură, trebuie să li se facă contract nou în revisal. De 30 de ani se întâmplă acest lucru și iată că acum, odată cu pandemia, a ieșit la suprafață acest vid legislativ. Nu putem lăsa clasele fără profesori și să acceptăm trecerea lor în online. Mulțumesc foarte mult pentru comentariu. Premierul Nicolae